În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dumnezeu locuiește în lăcașul Său cel Sfânt, Dumnezeu îi adună pe toți într-un gând în casa Lui, El dă poporului Său putere și tărie. Lăudați să fie Iisus Hristos! E duminică, e ziua Domnului și casa Domnului ne este gazdă, dar de fapt nu casa, ci Iisus ne găzduiește în fața Sa, în prezența Sa, pentru ca să ne sfințim pe noi și ziua de azi. La această liturghie, sigur, mă bucur să fiu împreună cu Părintele Marian Blaj, care de curând a primit sfințirea sacerdotală, iar peste câteva zile va intra în via Domnului. Încă din timpul seminarului, el a fost ales să lucreze în Arhidieceza de București. Începând cu 1 august, va fi prezent în parohia Cioplea din București. Sigur, și mă bucur ca înainte de a pleca, împreună cu dumneavoastră și cu mine, să celebreze ca o rugăciune de mulțumire, dar și de cerere de binecuvântare a lui Dumnezeu pentru noua misiune pe care o primește. Așadar, mă bucur să celebrăm împreună și nu numai despărțirea noastră, dar și începutul unui nou mandat în via Domnului și în viața Sa. Acum, la început, împreună ne recunoaștem toate greșelile noastre, păcatele noastre, lipsa noastră de atenție față de Dumnezeu și față de cei din jur și cerem din toată inima lui Dumnezeu să ne ierte. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, am păcătuit prea mult gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne conducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule, ocrotitorul celor ce nădăjduiesc în Tine, fără Tine nimic nu e de plin, nimic nu e sfânt. Sporește-ți îndurarea față de noi, pentru ca, prin puterea și sub călăuzirea Ta, astfel să ne folosim de bunurile trecătoare, încât să ne bucurăm încă de pe acum de cele veșnice, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, cei trei bărbați care îl vizitaseră pe Abraham erau gata să plece spre Sodoma. Atunci Domnul i-a zis: cât de mare este strigătul care se ridică împotriva Sodomei și Gomorei și cât de greu este păcatul lor. Mă voi coborî să văd dacă purtarea lor corespunde întocmai cu strigătul ajuns până la mine, iar de nu, voi vedea. De acolo bărbații s-au îndreptat spre Sodoma, iar Abraham a mai rămas înaintea Domnului. El s-a apropiat și i-a zis: oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel păcătos? Poate că se află 50 de drepți în cetate. Vrei tu cu adevărat să-i nimicești și pe ei? Oare nu vei cruța cetatea pentru cei 50 de drepți care sunt în ea? Departe de tine să faci lucrul acesta. Să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel păcătos. Să-l tratezi pe cel drept în același fel ca pe cel păcătos. Departe de tine așa ceva. Oare judecătorul întregului pământ va da o sentință nedreaptă? Domnul i-a răspuns: dacă voi găsi 50 de drepți în Sodoma, pentru ei voi cruța toată cetatea. Abraham a reluat: voi îndrăzni să vorbesc cu Domnul, cu care eu, care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din cei 50 de drepți vor lipsi 5. Pentru aceștia 5 care lipsesc, vei nimici toată cetatea? Domnul i-a răspuns: nu voi distruge dacă voi găsi 45. Abraham a insistat: poate că se vor găsi numai 40. Domnul i-a răspuns: pentru cei 40 nu voi distruge. Abraham i-a zis: să nu se supere Domnul meu dacă îndrăznesc să mai vorbesc. Poate că vor fi numai 30. Domnul i-a răspuns: dacă voi găsi 30 de drepți, nu voi distruge. Abraham i-a zis atunci: voi îndrăzni să mai vorbesc încă o dată cu Domnul meu. Poate că se vor găsi numai 20. Domnul i-a răspuns: pentru cei 20 nu voi distruge. Atunci a mai zis Abraham: să nu se supere Domnul meu, nu voi mai vorbi decât o singură dată. Poate că se vor găsi numai 10. Domnul i-a răspuns: pentru cei 10 nu voi distruge cetatea Sodoma. Cuvântul Domnului. Ascultă-mă, Doamne, când strig către Tine. Ascultat cuvintele mele, îți cânt înaintea îngerilor, mă prostesc spre templul Tău cel sfânt. Laud numele Tău pentru bunătatea și fidelitatea Ta, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale. În ziua în care Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai înătărit sufletul. Sus ar fi Domnul, El îi vede pe cei smeriți și recunoaște din îndepărtare pe cei îngânfați.
chiar dacă trebuie să trec printr-o mare strâmtorare, Tu mi-o crotești viața. Dreptatea ta mă mănătuiește, Domnul va duce la bun sfârșit ceea ce am început în mine. Doamne, bunătatea ta este veșnică, nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. Dumnezeu v-a dat viața împreună cu Hristos, iertându-vă păcatele. A doua lectură este din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, prin botez voi ați fost înmormântați cu Hristos. Împreună cu El voi ați și înviat, pentru că ați crezut în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat pe El din morți. Voi erați morți din cauza păcatelor voastre, și pentru că trupul vostru nu primise tăierea împrejur. Însă Dumnezeu v-a dat viață împreună cu Hristos. El ne-a iertat toate păcatele, El a distrus dovada scrisă a datoriei care ne copleșea, împreună cu condițiile ei apăsătoare. A anulat-o, pironind-o pe crucea lui Hristos. Cuvântul Domnului. Care îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru. Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Luca. Într-o zi, Iisus se afla în rugăciune. Când a terminat, unul dintre ucenicii săi l-a rugat: Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii săi. El le-a răspuns: când vă rugați, spuneți: Tată, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, dă-ne zilnic pâine de care avem nevoie, iartă-ne păcatele, căci noi iertăm oricui ne-a greșit și nu ne duce pe noi în ispită. Iisus le-a mai spus: dacă unul dintre voi are vreun prieten și merge la el în miez de noapte ca să-i spună: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci unul dintre prietenii mei aflat în călătorie a venit la mine și n-am nimic să-i pun înainte. Și dacă dinăuntru celălalt îi răspunde: lasă-mă în pace, ușa e deja încuiată, copiii mei și cu mine ne-am culcat,
nu pot să mă scol, să-ți dau ce-mi ceri. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea pentru că este prieten, se va scula totuși din cauza insistenței lui și va da tot ce-i trebuie. De aceea vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci cel care cere, primește, cel care caută, găsește, iar celui care bate, îi se va deschide. Sau, este printre voi vreun tată care i-ar da un șarpe fiului său când îi cere un pește sau un scorpion când îi cere un ou? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl Ceresc pe Duhul Sfânt acelora care îl cer. Cuvântul Domnului. Cu cerce Părinte Maria, în iubiți credincioși. Avem aici o intervenție frumoasă, foarte frumoasă a apostolilor. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Vă mai amintiți când ați cerut acest lucru prima dată în viață? Mă gândesc că eram mic și am spus mamei, mamă, cum să mă rog? Cam așa și apostolii cer această învățătură. Învață-ne să ne rugăm. Așadar, astăzi este preponderentă tema rugăciunii. O să spuneți, da, noi ne rugăm de când suntem mici și în fiecare zi ne rugăm. Întrebarea mea este, oare Dumnezeu e mulțumit de rugăciunea mea? Sau noi suntem mulțumiți de rugăciunea noastră? Sunt întrebări grele, cred eu, întrebări care ar trebui să ni le punem și care ar trebui să ne perfecționeze permanent rugăciunea noastră. Și bănuiesc că apostolii au ajuns la această cerere, Doamne, învață-ne să ne rugăm, după ce l-au văzut pe Iisus că se roagă. Oare cum se ruga Iisus? Mai întâi se ruga direct, Tatălui Ceresc. Adică păstra un dialog cu Dumnezeu, permanent, Tată. Vă amintiți și în Ghetsemani, vă amintiți și pe cruce, toate încep cu Tată, simplu. Și apostolii erau la Ierusalim, pentru că, pentru cei care ați fost la Ierusalim, poate vă amintiți de grota de la Tatăl nostru. Este sus, pe vârful muntelui Măslinilor, chiar așa se cheamă la Pater Noster, și acolo este o grotă care se spune că Iisus stătea, se retrăgea așa, acolo singur, sau cu ucenicii, și acolo i-a învățat pe ucenici rugăciunea care o știm cu toții, Tatăl nostru. Și Iisus le dă prima, dacă vreți, prima idee. Adresați-vă lui Dumnezeu, Tată, și vedeți dumneavoastră un lucru care mie îmi place foarte mult. Folosim cuvântul Tată și noi în rugăciune îi spunem lui Dumnezeu Tu. Pentru că este foarte familiar, nu? Tu, Doamne. Nu îi spunem dumneavoastră, Dumnezeule, să-mi dai și mie. Ci spunem Tu, Doamne, ai grijă de mine. Este limbajul psalmiștilor, este limbajul lui Iisus Hristos. În schimb, când spunem noi, nu spun Tatăl meu. De ce? Pentru că nu există rugăciune singulară, eu mă rog, ci rugăciunea este comunitară. Și Iisus spune clar, unde sunt doi sau trei, acolo sunt și eu în numele lor. Tocmai de aceea, Tatăl nostru, nu-i Tatăl meu, Tatăl nostru, adică noi formăm comunitate în fața lui Dumnezeu. Eu nu mă pot exclude de a fi frate cu creștinul celălalt. Noi toți împreună suntem fii ai lui Dumnezeu. Și așa se creează, chiar din rugăciunea Tatăl nostru, se creează ideea de comunitate. Noi suntem mai mulți frați. Noi suntem împreună, frați, noi formăm biserică. De aceea un om fără biserică nu este cu Hristos, nu poate fi cu Hristos. În al doilea rând, observăm aici că Iisus ne dă și un exemplu foarte frumos, insistența. Și chiar se dorește a sublinia acest lucru, insistența. Dacă acel om la care tu mergi, un om rău, nu o să-ți dea că e prietenul tău, da, că nu mai lași în pace și bați toată noaptea la ușă, dăm, o să-ți dea până la urmă insistența în rugăciune. Poate, nu știu, mie îmi place foarte mult și citesc adesea prima lectură. Este, nu știu cum să zic,
o rugăciune pur evreiască, dacă vreți, aceea târguielii aproape. Abraham, sigur, un om sfânt, un om drept, care vrea binele pământului. El vede că, de fapt, Dumnezeu, în dreptatea sa, distruge răul, distruge aceste două orașe, Gomora și Sodoma. Și Abraham, în bunătatea lui, în dorința lui de a salva, vine la Dumnezeu și parcă spune: Doamne, dar dacă sunt oameni buni acolo, ai să-i omor și pe ei, pentru că este păcat, pentru că este corupție, pentru că este răutate. Dacă sunt 50 de oameni, sigur că ai să salvezi orașul, n-ai să omori 50 de oameni, nu? Și Dumnezeu spune: dacă sunt 50, nu. Și iarăși, poate 45, poate 40, dar Doamne, dar poate, și iar mai vine, dar mai vorbesc o dată, Doamne, dar te mai rog o dată. Și această insistență este de o frumusețe, este un stil, dacă vreți, literar, evreiesc, din Vechiul Testament, dar așa de mult parcă insistă: Doamne, dar poate vezi Tu, dar mai insist, dar poate numai 5, dacă... Este, nu știu, este extraordinar de frumos cum El insistă în fața lui Dumnezeu. Și vreau să spun un lucru, e mai greu ce spun acum, probabil. Rugăciunea, așa cum observați dumneavoastră, poate schimba destine, poate schimba destinul unui oraș, așa cum a fost aici Sodoma și Gomora, poate schimba oameni. O să spuneți că, sau probabil în mintea dumneavoastră, există, și nu numai între dumneavoastră, de când e omenire, există două întrebări. Există predestinare sau există libertate? La prima vedere o să spunem: Dumnezeu știe totul, deci orice aș face, oricât m-aș ruga eu, tot mă condamn, tot acolo ajung. Deci rugăciunea mea nu poate schimba nimic, pentru că Dumnezeu deja a stabilit înainte proiectul, planul Său. Știți că este periculoasă această idee? Pentru că atunci o să spunem așa: dar ce rost să mă mai chinui, de ce să mai fiu creștin bun, la ce ajută dacă și așa Dumnezeu știe că eu mă voi mântui sau mă voi osândi? Dacă tot mă mântuiesc, n-are rost, dacă tot mă osândesc, tot la fel. Și este periculoasă această idee, pentru că, de fapt, se neagă libertatea omului. Eu pot să aleg. Dumnezeu nu ne-a făcut niște pioni: uite, te mut de aici, stai acolo, mai stai dincolo puțin, mai du-te dincolo și aici stai în pătrățelul tău. Nu. Suntem persoane libere. Și predestinarea poate să fie un mare pericol, pentru că neagă una din cele mai mari valori cu care a fost înzestrat omul: libertatea. De aceea, iată că Abraham, prin rugăciunea lui, dacă erau oameni drepți acolo, putea să schimbe destinul Sodomei, putea să schimbe destinul Gomorei. La fel, Iisus Hristos ne spune să cerem de la Dumnezeu și ne pune să cerem niște lucruri: să se sfințească numele Său, să fie cunoscut, să vie împărăția Sa și așa mai departe. Dar am vrut să spun că Iisus Hristos vrea să ne arate astăzi că rugăciunea insistentă poate schimba. Și mai ales, eu cred că poate schimba inima. Foarte mulți convertiți există pe fața Pământului datorită rugăciunilor, nu? Eu cred că cel mai frumos exemplu rămâne Sfântul Augustin, un miracol al convertirilor. Un om care pur și simplu era pierdut, păcătos public, era pierdut totalmente și rugăciunea mamei sale timp de 16-18 ani a făcut din el un sfânt. A schimbat destine. A schimbat un om. A mântuit un om. Pe de altă parte, rugăciunea, sigur că trebuie să existe ca pâine, dacă vreți. Așa cum avem nevoie de pâine, avem nevoie de rugăciune. Tot Sfântul Augustin, după ce a avut această experiență, spune: cine se roagă se mântuiește, cine nu se roagă se osândește. Scurt, mai lapidar de atât nici nu se poate. De aceea întrebarea mea este: în ce măsură are în viața mea, în viața noastră, loc rugăciunea? Despre mama unui cardinal, Bogan, care a murit în anul 1903, se spune că era o persoană protestantă care a devenit catolică. A avut 13 copii. Această persoană, după ce a devenit catolică, timp de 30 de ani, n-a lipsit nici o zi, repet, nici o zi de la Sfânta Liturghie. Toți spuneau: vai, dar ce cruce grea are femeia asta, 13 copii. Din acești 13 copii, 4 fete, 4 din 4 fete, toate au devenit călugărițe. Din
9 băieți, 4 au devenit preoți, unul episcop, unul arhiepiscop și unul cardinal. Și eu cred și mai spun, toate acestea sunt doar rodul rugăciunii acestei mame, acestei femei de excepție. În fiecare zi, Sfânta Liturghie. Pe de altă parte, și cu aceasta închei, deja e trecut de jumătate, aș vrea să spun că noi trebuie să progresăm în rugăciune. Ne-am născut cu rugăciunea aceste vocale, care le-am învățat când eram copii, după aceea sigur am mai învățat și altele, după aceea este rugăciunea publică, rugăciunea din biserică, dar eu cred că trebuie să ajungem până acolo, încât rugăciunea mea să fie o legătură intimă cu Dumnezeu, o rugăciune dialog, poate chiar și o rugăciune tăcută. Se spune despre Sfântul Ioan Vianney că el avea un om care venea în fiecare zi în biserică, stătea un sfert de oră, nu spunea nimic și pleca, un săran. Și părintele Vianney l-a întrebat, dar ce faci aici? Nu fac nimic. Mă uit la Dumnezeu și Dumnezeu se uită la mine. Este un dialog al inimilor, dar eu cred că și într-un dialog al sufletului și al cuvintelor poate să existe o legătură foarte strânsă cu Dumnezeu. Chiar vă întreb, care e rugăciunea dumneavoastră? O rugăciune preferată? O rugăciune care vă ajută? O rugăciune care vă ajută să creșteți? O rugăciune care vă unește cu Dumnezeu? Multe sunt rugăciune și forme de rugăciune, nu mă opresc eu asupra lor acum, sigur, dar eu cred în valoarea rugăciunii dialog, a unui dialog cu Dumnezeu. Sau cu Sfinții, sau cu Maica Domnului, nu? Hai să facem o probă, dacă vreți. Nu să spuneți rozare, bănesc mulți, în fiecare zi. Dar spunem, bucură-te Marie, bucură-te Marie, și nici nu ne-am gândit la Maica Domnului, cred. Nici nu avem în mintea noastră pe Maica Domnului. Bucură-te Marie, bucură-te Marie. Exact ca și în acea întâmplare a unui preot care avea un om care se lăuda că el niciodată nu-și pierde gândul de la rugăciune. Niciodată, 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 părinte. La care părintele pune la o probă foarte simplă, zice, dacă tu spui până la capăt rugăciunea Tatăl nostru, eu îți dau calul meu. Și acel om începe așa foarte tacticos, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău și se oprește. Îmi dai și șaua? Iubiți credincioși, sigur, este o glumă, dar eu vreau să spun și altceva. Legătura noastră cu Dumnezeu se ține prin rugăciune. Nu avem altă șansă. Iar dacă dumneavoastră vreți o legătură și o împlinire a vieții noastre, nu se poate fără rugăciune. Ba chiar cineva spunea, pentru părinții care au probleme cu copiii, spune așa, zice, dacă nu mai puteți vorbi cu copiii dumneavoastră despre Dumnezeu, vorbiți lui Dumnezeu despre copiii voștri. Așadar, ca și Abraham, ca și ucenicii, să continuăm să ne rugăm, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu am încredere în Tine, eu vreau să țin legătura cu Tine, fără Tine nu se poate, și așa viața noastră cu rugăciune va fi ca și un covor frumos, ca o pajiște frumoasă care se va înfrumuseța cu toate celelalte, cu florile rugăciunii. Dați-i lui Dumnezeu floarea rugăciunilor dumneavoastră. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iar acum ne mărturisim credința noastră, cred într-unul Dumnezeu.
viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Iisus Hristos, Fiul unul născut al lui Dumnezeu, s-a făcut om pentru a face din toți oamenii fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerurilor. Să-L adorăm și să ne rugăm Lui cu toată încrederea. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, luminează-i cu Duhul Tău pe toți fiii bisericii Tale, ca să înțeleagă tot mai deplin darul neasemuit de a-L putea numi pe Dumnezeu Tată. În suflele conducătorilor de țări și popoare, precum și tuturor celor care educă generația tânără, respect și iubire față de tot ce e încredințați grijilor. Dăruiește-ne nouă tuturor credință vie, spre a-i privi pe semenii noștri ca pe niște copii iubiți ai lui Dumnezeu. Învață-ne să te slujim în persoana fraților noștri săraci, bolnavi sau părăsiți. Dă-ne o mai mare râvlă în rugăciune pentru cei care rătăcesc departe de casa Tatălui. Părinte Ceresc, Tu ai voit să ne numim și să fim cu adevărat fii ai Tăi. Ocrotește-ne cu puterea Ta și călăuzește-ne spre fericirea veșnică din casa Ta prin Hristos, Domnul nostru. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește aceste daruri pe care le avem din bunătatea Ta. Tainele preasfinte prin care lucrează puterea Harului Tău, să sfințească viața noastră de acum și să ne ducă la fericirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind din morți ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca, de la răsăritul soarelui până la apus, să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din aceasta toți,
Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și cu toți și cu slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxer Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin, amin, amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ta este împărăția și puterea. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
iată mielului Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune mai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Să ne rugăm. Am primit, Doamne, dumnezeiasca taină, memorial veșnic al pătimirii Fiului Tău. Dă-ne, te rugăm, fericirea să ne fie spre mântuire acest dar pe care ni l-a dăruit El însuși în iubirea Sa negrăită, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Acum și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrnuiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Câteva anunțuri. Astăzi se încheie zilele întâlnirii mondiale ale tineretului care au loc în Brazilia. Sigur, este un eveniment de mare importanță pentru întreaga lume catolică și nu numai. Am observat în program că după amiază, începând cu ora 16, adică la ora 4, va fi liturghia de închidere, iar pe TVR2 va fi o transmisie directă a acestei liturghii de la Rio de Janeiro. De asemenea, amintesc că în această săptămână este prima vineri și prima sâmbătă din lună. Sigur, cei care au început novena, e bine să nu o piardă, să nu o întrerupă, de aceea vor fi ocazii de spovezi și joi și vineri pentru toți cei care doresc. Iar așa cum știți, în dieceta de Iași, în fiecare primă sâmbătă din lună, se fac rugăciuni speciale pentru a obține, cât mai curând, beatificarea preasfințitului martir Anton Durcovici. Așadar, se face și în biserică și eu insist ca și fiecare în parte, poate vezi acele cartoline, acele imagini cu rugăciunea pentru beatificare, e bine să o facem cât mai des și chiar zilnic, pentru că avem nevoie de acest har mare pentru biserica noastră locală. Și sigur, acum fac un remember puțin, pentru că în urmă cu 11 ani, exact când am venit eu la Iași, pășea pe treptele seminarului actualul părinte Marian Blaj. Era un copil atunci, intra în clasa 9, după aceea am mers împreună 11 ani, în paralel, în altar amândoi, eu preot, el seminarist, iar acum căile noastre s-au unit și suntem colegi în preoție. Deși calea noastră se desparte oarecum, pentru că el va lua calea Bucureștiului și sigur vom lucra în diecezele diferite, dar pe același câmp al Domnului. Mie nu-mi rămâne decât să-i spun, după acești 11 ani de rugăciune,
de mers împreună, de pregătire, de înaintare spirituală și, de ce nu, de complementarietate între noi. El m-a ajutat foarte mult ca seminarist, bănuiesc că și eu le-am fost de ajutor ca paroh aici. La acest ceas de împlinire n-am decât să-i spun drum bun în Sfânta Preoție și totdeauna să rămâi așa cum ești azi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preacucenice paroh, Părinte Iosif Dorcu, dragi credincioși, cu bucurie și în același timp cu emoție am celebrat astăzi împreună cu dumneavoastră Sfânta Liturghie și am adus lui Dumnezeu laudă și mulțumire pentru un dar atât de mare, darul Sfintei Preoții. În mijlocul dumneavoastră, sub ochii dumneavoastră, am crescut de aici din comunitate și recunosc cu ajutorul Părintelui Iosif am crescut și am învățat ce trebuie să fac și cum pot să fiu un preot bun. Cu nostalgie plec de aici, în schimb vă voi păstra în inima mea, în rugăciunile mele. Hramul parohiei Cioplea, unde voi merge, este tot Sfânta Maria Regină, așa că pe 22 august vom fi împreună, uniți în rugăciune. Și mereu când voi celebra hramul în această comunitate, îmi voi aduce aminte de comunitatea din Iași și de dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru toate rugăciunile pe care le-ați făcut pentru mine. Vă asigur că le-am simțit din plin și de multe ori a harului Dumnezeu, rodul rugăciunilor dumneavoastră, l-am simțit într-un mod copleșitor asupra mea. Vă asigur de rugăciunea mea, nu vă voi uita niciodată și cu siguranță voi reveni aici în comunitatea dumneavoastră, a noastră, pentru că aici am crescut și vă mulțumesc încă o dată pentru tot, pentru toate rugăciunile și sper în continuare și plec cu încredere în via Domnului, știind că voi fi susținut de rugăciunea dumneavoastră. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Și acum voi oferi încă o dată binecuvântarea de preot nou sfințit. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Prin impunerea mâinilor mele de preot nou sfințit, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Thank you.
Dumnezeu.